Briceni. Doamna Roșca. Dar în mod special vreau să mă adresez domnilor deputați Mudreac Radu și Lebedinski Adrian, care s-au născut în Briceni și care au semnat această moțiune de cenzură. În Briceni, în 4 localități, Corjeuți, Drepcăuți, Lipcani, Larga, domnule deputat Mudreac, de acolo de unde sunteți, se implementează proiecte în valoare de circa 60,6 milioane lei, care vizează construcția și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă cu un număr total de peste 16.000 de beneficiari. În localitatea Criva se implementează un proiect în valoare de 573.000 de lei care vizează iluminatul public stradar cu un număr de beneficiari de peste 1.600 de oameni. În două localități, Grimcăuți și Colicăuți, din Colicăuți, unde este domnul deputat Lebedinski Adrian, se implementează proiecte în valoare de circa 933.000 de lei. Ei elaborează planul urbanistic general al localității. În Cotiujeni se implementează proiecte în valoare de 1,27 milioane lei, prin care au fost renovate clădiri publice și cele sociale. În Șirăuți, am să vă spun și la Ratuș, se implementează proiecte în valoare de 2 milioane de lei, prin care au fost reabilitate și eficientizate energetic clădiri sociale, cu peste 4.447 de beneficiari. Tot în Briceni se repară și drumurile. Drumul din Cotiujeni, Lipcani, Corjeuți, Tabani, Bălăsinești și Corjeuți. Și de asemenea au fost reabilitate două poduri, în Belea Vineți și în Briceni.